O fetiță de 4 ani din localitatea Cosăvăț, județul Mehedinți, a fost mușcată de un șarpe de piciorul stâng în timp ce se afla cu bunica în grădină. Aceasta a fost preluată de un elicopter smurt și transportată de urgență la Craiova. Imediat cum a sesizat că micuța a fost mușcată de șarpe, bunica a sunat la 112 și a anunțat medicii. Ia spuneți-mi, deci dumneavoastră stați mai sus acolo cu fetița? Da, mai sus cu fetița. Cam cât? Ce distanță de aici? Cât să zicem, domnule, 500 de metri. 500 de metri. Și astăzi ce căuta avem? A venit cu bunica la magazin și avem o grădină aici la bunic, mama lui mama. Da. Să ia niște ceapă, ridichii din grădină. Și pe la spate, fata era supravegheată, nicio da. De problemă. Era cu bunica, cu bătrâna. Da. Pe la spate, la piciorul, nici nu știu, stângul, dreptul, că am venit cu vitele din câmp, am mușcat-o șerpele. Fusărăți acolo? Unde e? Ia arătați-ne și noi. Da. Hai. Dar și iarba mare aici. Denis a mers în jurul prânzului împreună cu bunica să culeagă ceapă și ridichii din grădină, iar la un moment dat, din iarba mare, ceva a mușcat-o de piciorul stâng. Bunica a fost cea care a văzut șarpele fugind spre straturile de zarzavaturi. Ele culegând aici la ridichile ăștia, din spate a mușcat-o șarpele. Din stratul de ceapă a venit? Da, din stratul de ceapă. Dar șarpele nu au mai prins? Nu, a fugit. Fetița era doar, doar cu bunica era fetița. Da, numai cu mama mea. A venit, cum să vă zic, aici culegând la răsadurile ăștia ce sunt da. Aici așa. A venit și l-a mușcat-o pe fetița. A început să plângă, a imediat a... Dar ce șerpi sunt pe aici prin zona asta? De ăștia de sadină? Veninoși? Vipere, multe... vipere nu sunt. Poftim? Vipere nu sunt în zona asta. Nu. Dar sunt mai multe, cum să vă zic, mai mulți șerpi, nu știu cum să vă zic, a fost veninos, n-a fost veninos. Ce vârstă are fetița? 4 ani. Medicii au administrat fetiței un ser antiviperin și a fost dusă la un spital craiovean unde a primit îngrijiri medicale de urgență. Nu l-a luat la spital. L-a luat la spital. Dar bunica, cine are grijă de ea? Bunica. Părinții unde sunt? În Elveția. Sunt plecați în Elveția? Da. Și unde s-a dus să-i de? Deci acolo la vale, la... Au... Mai au o casă acolo, deci la intrare, la vale și se duce la acolo. Au zis că ei fau acolo, deci la ceapă, la ăstea și nu știu ce să zic că se întâmplă. Și veni șarpele prin iarbă? Pe cât? Prin iarbă. Nu văzui de la ce se spun, nici n-au zis exact cum se întâmplă. Micuța se afla în grija bunicilor pentru că părinții au plecat la muncă în străinătate.